Da, nu, ori este asupra țării noastre. El este nu numai asupra țării noastre, este asupra toată Europa. Și luând în considerație vântul care aduce acest nor, el în continuu este înspre noi, spunem așa, pentru ca să înțeleagă oamenii. Da? Acești nori reprezintă un pericol foarte mare pentru aeronavigație. Cazul este, fiindcă nimerind, spunem așa, aerozole sau particelele cele, da, care apar în urma erupirii vulcanului, ele sunt ridicate la înălțimea până la 12-17 km, în dependență de puterea vulcanului, spunem așa, da? Și se răspândesc pe teritorii foarte mari. Acum, nimerind avionul, spunem, sau nava, da? Nimerind în așa nor de cenușă, de col, de particele acestea, aceste particele, în primul rând, ele nimerind în motor, ele aduc la așa factori ca oprirea motorului, pur și simplu în aer. Eu pot spun că până la pe următoarele 18 ore, la momentul față așa pot spun, mai precis nu pot spun. Mai drept spunând, noi vom fi sub acțiunea acestui nor, la momentul de față. Conform cărților pe care le-am prezentat, concentrația acestor particele, spunem așa, că acolo este mai mult siciliu. El se află mai sus de 50%. Dar poate crește nivelul? Asta depinde de, spunem așa, de eruperea vulcanului, de lucru vulcanului mai departe, înțelegeți, da? Ce iese de acum în aer, ea încet și cade. Se așează, spunem așa, da? La momentul de față noi avem informație că de la pământ până la 11 km, cu o diferită concentrație, acest aerozol este în aer. Și el reprezintă pericol pentru zborul aeronavilor. Am discutat și despre situația concetățenilor noștri care se află în afara țării sau care se află în Republica Moldova și sunt în imposibilitate de a ajunge la locul de destinație. Până în seară vom avea elaborat un plan de acțiuni care să vină în ajutora acești concetățenii noștri.